Corupția ucide. În caz că am uitat acest lucru, ni-l reamintește tragedia de la Tohani. Rând pe rând, instituțiile au închis ochii în fața tuturor neregulilor de la ferma dacilor. Toți știau, nimeni nu a reacționat. Ne uităm la lista instituțiilor care au stat impasibile ani la rând până când 8 oameni au murit mistuiți de flăcări. Mai multe despre acest subiect discutăm în cele ce urmează cu Mihai Duță, jurnalist Newsweek, aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua, Mihai Duță! Bun găsit! Ne uităm așadar la toate aceste instituții care au închis ochii timp de 10 ani și printre ele, în primul rând, Primăria Gura Vadului, pentru că este autoritatea care în mod normal trebuia să știe tot ce se întâmplă acolo în acea zonă. Ne uităm la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova, vedem, au căzut și primele capete acolo. Șeful ANPC, Horia Constantinescu, cel care se lăuda că este prieten cu patronul fermei dacilor, și totodată Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, un sindicat care avea acolo reduceri pentru cei care mergeau la ferma dacilor. Cum se explică, Mihai Duță, că timp de 10 ani nimeni nu a vrut să vadă ce se întâmplă acolo și autoritățile au ignorat toate aceste nereguli care, dacă nu ar fi fost ignorate, poate ar fi putut preveni această tragedie? Păi, destul de simplu. Autoritățile din România pot fi cumpărate cu o masă și cu câteva nopți de cazare. Asta e concluzia. De fapt, în 2019, după ce cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova au fost în același a zis control, au fost invitați la masă, a fost toată lumea mulțumită și nu s-a mai întâmplat nimic. A existat un dosar al DNA pentru foloase necuvenite ale celor de la ale conducerii, că a fost toată conducerea ISU Prahova atunci, dar dosarul acela a fost închis după 3 zile. Văd acum că sunt dați afară sau sunt înlocuiți din funcție șefii de la ISU Prahova, n-au nimic despre procurorul care a făcut acel dosar și care, repet, l-a închis după 3 zile. E un șir întreg de vinovății. Eu sunt convins că în momentul de față sunt mii de astfel de pensiuni care funcționează fără avizele minime de funcționare. Asta pentru că sunt complicități locale și pentru că într-un astfel de stat, primarul este cumva la îndemâna. E foarte la îndemână pentru investitorii care au ceva bani. O, noi, pentru autorități de funcționare, primarul n-avea nicio problemă cu chestia asta. Toată lumea era o mândrie așa pentru statul respectiv, această pensiune. Am văzut că acolo tot felul de autorități care ar fi trebuit să execute controle, veneau frumos, stăteau la masă, este șeful ANPC-ului, care e și certa pe cei care aveau cumva curajul să critice serviciile acestei pensiuni. Dar în spatele tuturor controalelor și tuturor verificărilor pe care le fac autoritățile din România, pentru că trebuie să spunem și acest lucru. Să ai o firmă în România este un adevărat calvar. Sunt foarte multe instituții care pot oricând să vină să te amendeze pentru nimic. Numai că la treburile serioase precum sunt cele referitoare la protecția împotriva incendiului, acolo controlele nu sunt așa de dure și se pot iată cumpăra cu o masă. Păi, Mihai Duță, ne uităm puțin la aceste verificări pe care le fac cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență când vine vorba despre autorizațiile pentru securitate la incendiu. Și de-a lungul timpului am văzut că ISU nu reușește să ducă până la capăt aceste verificări, în sensul că, așa cum s-a întâmplat și aici în 2019, s-au dus reprezentanții ISU la ferma dacilor, au constatat că nu există autorizația de securitate la incendiu, au fost constatate 6 nereguli grave, însă niciodată cei de la ISU nu s-au mai dus acolo pentru a verifica să vadă dacă s-au pus la punct cei de acolo cu neregulile. Nu, mai mult decât atât, s-au organizat acolo ceva chermeze. Ție să te contrazic, ei s-au mai dus, dar s-au dus la masă. Deci ei au mai fost, dar au fost la o masă. De altă parte, cred că și în zona asta a controlelor
pentru regulile împotriva, pentru regulile referitoare la prevenirea incendiilor, trebuie făcut altceva. Adică, în loc să controleze niște hârtii, eu cred că ar fi mai bine ca... Că există, am văzut serviciul de prevenire la ISU, doamne, să meargă și să testeze instalațiile împotriva incendiilor. Să le testeze, să facă exerciții cu personalul pensiunilor, cu poate câteodată și cu clienții aflați acolo, să facă exerciții în timpul real, ca și când s-ar întâmpla incendii. Cred că ar fi foarte, foarte instructive chestiile astea, mult mai folositoare decât verificarea unor hârtii. Pentru că hârtiile, eu vă spun că și cu toate avizele ISU, probabil că această tragedie s-ar fi întâmplat. Mihai Duță, ne uităm acum, ca de fiecare dată după ce are loc o astfel de tragedie, urmează un val de anchete și vedem. Anchetă în desfășurare făcută de parchetul din Prahova pentru ucidere, vătămare din culpă, distrugere. Avem 8 victime, da? 7 găsite, o persoană în continuare dispărută. Dintre cele 8 victime, 3, ne reamintim, sunt copii. Dosar redeschis de Direcția Națională Anticorupție, după ce a fost clasat, așa cum bine spuneai și tu, se verifică cum au fost derulate acele controle făcute de ISU și, bineînțeles, de ce au fost date doar avertizmente. Avem verificări făcute de Departamentul pentru Situații de Urgență și, mai mult decât atât, acum apar și verificările făcute de prefectură în toate pensiunile din zonă. Sunt aceste verificări tardive în contextul în care vedem cum arată bilanțul tragediei? Evident că sunt tardive. Am spus imediat după tragedia de la colectiv că toate cercetările și anchetele și verificările la tot felul de servicii sunt degeaba și, din păcate, cel puțin o dată de două ori pe an constat că am avut dreptate. Au fost incendii la spitale, sunt, iată, incendii la pensiuni, toate legate cumva de aceste verificări, de aceste cerințe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Acolo este clar o problemă. Încă o dată, cred că trebuie și verificările astea restructurate cumva. Numai să vedem dacă funcționează practic. Nu să ne uităm la niște hârtii, le dăm niște hârtii și pe aia am plecat, nu mai trecem pe acolo, totul e ok. Da, am avut incendiu de la colectiv, atunci, domne, gata, nu se mai întâmplă niciodată, luăm măsuri. Astea sunt măsurile care au fost luate, le vedem acum. Avem 8 morți, printre ei sunt copii, o adevărată tragedie acolo, chiar unul dintre copiii patronului. Adică e o tragedie de nedescris ce s-a întâmplat acolo, că aproape că mi-e greu să urmăresc știrile care apar în fiecare zi, tocmai pentru durerea celor care și-au pierdut acolo copiii. Ai amintit și despre colectiv, nu uităm ce s-a întâmplat și la Crevedia, pentru că probabil pe aceeași rețetă au funcționat lucrurile. Și te-aș întreba, Mihai Duță, de unde vine această impasibilitate a autorităților? De unde vine, nu știu, această ignoranță până la urmă? Nu-mi dau seama despre ce este vorba. Toate lucrurile astea vin dintr-o lungă tradiție a șpăgii în România. Asta e adevărul. Pentru că nu doar... Totdeauna sunt de vină și cei care dau șpagă, nu doar cei care cunosc. În România este o lungă tradiție a șpăgii, dar asta vine și pe fondul unui aparat de stat foarte birocratizat, cu cerințe, încă o dată, orice firmă, eu nu cred că o firmă care intenționează să fie 100% regulă poate fi 100% vreodată în regulă. Totdeauna o să apară un control de undeva, de la protecția consumatorilor, de la ISU, de la poliția locală, de la... Sunt multe autorități care tot timpul cer o grămadă de lucruri, multe dintre ele care n-au nicio relevanță în activitatea, în buna funcționare a respectivei firme, fie că vorbim despre un magazin de la colțul străzii, fie că vorbim despre o pensiune. O lege simplificată, dar aplicată corect, ar putea reduce numărul tragediilor provocate din neglijența autorităților în România.
Și precizai tu foarte bine, Mihai Duță, ceva mai devreme despre situația procurorului care a închis acel dosar referitor la ce făceau cei de la ISU Prahova. Am putea vedea aici consecințe? Păi eu aștept încă o dată. Tot aud despre demiteri. După 4 ani de zile a fost demis șeful ISU Prahova și cu cel de la prevenire. Extraordinar. O măsură. Nici nu mă așteptam la așa ceva. Dar aștept să văd totuși și ce explicație a avut procurorul respectiv când a închis acel dosar după 3 zile. Mă gândesc că poate și acolo ar trebui căutate lucrurile, nu doar în zona asta de suprafață. Asta e o zonă de suprafață, o zonă a complicităților locale, care, încă o dată, sunt bine cunoscute în toate județele din țară. Repet, sunt în momentul de față, cu siguranță, mii de astfel de pensiuni care nu au nici măcar autorizațiile pe care le avea ferma dacilor.